Basket Club Olimp Sângerei, deținătoarea Cupei Moldovei la basket. Duminică 22 decembrie, în sala de sport a Școlii Sportive Speranța din Chișinău, s-a disputat finala Cupei Republicii Moldova la basket. Basket Club Olimp Sângerei, după victoria în semifinale cu basketbaliștii de la Basarabeasca, au jucat finala cu echipa Școlii Sportive din Tiraspol. Meciul a fost unul deosebit de dificil și important pentru tânăra echipă din Sângerei. A fost un joc încordat care a impus ambelor echipe concentrare maximă. Pentru basketbaliștii din Sângerei, acest meci a fost marea provocare de a demonstra că numai după 3 ani de la fondare sunt capabili de a obține victoria în această finală de la o echipă experimentată și puternică. Prima parte a meciului a decurs cu un ușor avantaj al tiraspolenilor, diferența fiind de 12 puncte. Este adevărat că echipa din Tiraspol la început s-a dovedit a fi mai relaxată, aruncări mai precise în afara zonei, mai rapizi. Sângereienii nu reușeau să apere zona întotdeauna, iar unele aruncări au fost ratate. A fost nevoie ca antrenorul Sergiu Banaru să întreprindă mai multe remanieri pe parcursul jocului și să stabilească tactica de joc pentru a lua inițiativa. Spre sfârșitul reprizei a doua, sângereienii au reușit egalitatea ca spre sfârșit să se distanțeze de adversar și să obțină o victorie la scorul de 88-78. De menționat că la acest meci au fost să susțină echipa lor mulți sângereieni. Galeria echipei Olimp a fost deosebit de activă, susținând frenetic echipa și bucurându-se de victorie. A fost o victorie meritată, dat fiind că Basket Club Olimp Sângerei acum se află în fruntea clasamentului la basket, Premier Liga Zona de Nord, cu un număr maximal de puncte, învingând echipele din Dondușeni, Bălți, Soroca, Râșcani. Este pentru prima dată în istoria basketului când Raionul Sângerei devine deținătoarea Cupei Țării la acest gen de sport. Reporterul postului de Radio Plus FM a fost la acest meci, de unde a înregistrat un reportaj și a solicitat câteva interviuri. După prima repriză acestui meci, un ușor avantaj au basketbaliștii din Tiraspol, deși pe parcursul acestei reprize, basketbaliștii de la Olimp au reușit să facă și egalitate. N-aș spune că echipa din Tiraspol este mai puternică. Ce credeți, domnule Onceanu, cum au jucat basketbaliștii noștri pe parcursul acestei reprize? Da, dacă în prima repriză vreau să spun că basketbaliștii din Tiraspol au avut un ușor avantaj, iată băieții noștri după a doua repriză și-au revenit și la jumătatea celei de două reprize au ajuns și chiar s-au egalat la puncte. Dar, din păcate, probabil că le lipsește băieților noștri un pic concentrarea. Dacă o să se concentreze mai atent, sper eu că o să se rezolve problemele în privința aceasta. Plus la aceasta, poate și un ușor nenoroc în cazul acelor aruncări de la 3 puncte, fiindcă din vreo 10 aruncări câte am putut eu sesiza, numai una am putut-o fructifica. În schimb, iată, basketboliștii din Tiraspol n-am numărat, dar undeva vreo 15 aruncări de la 3 puncte le-au marcat la sigur. Da, ei sunt mai exact, mai preciși, da, la aruncările de la distanță. Într-adevăr. Și sperăm noi că în a doua jumătate a jocului băieții un pic să se relaxeze. E important acest, să fie relaxați, ca ulterior să-și poată duce așa jocul cum îl joacă ei întotdeauna. Totuși am impresia că echipa din Sângerei este mai puternică, deși parcă un pic de tactică, am în vedere și dribbling-ul și apărările zonei, tiraspolenii o fac mai bine. Nu, dar e clar, într-adevăr, dar aici este un motiv care, din păcate, noi nu-l putem realiza. Asta e ce? Jocul Tiraspol joacă acasă. Probabil echipa numai din orașul Tiraspol și antrenamentele respectiv se desfășoară toată echipa. Noi, din păcate, numai putem realiza antrenamentul numai cu jumătate de echipă la Chișinău, jumătate la Sângerei. Și iată, când se adună aceste două componente a echipei noastre, evident că în conlucrarea jocului sunt anumite rezerve, dar noi sperăm că totuși o să găsească băieții noștri acea cheiță a succesului la echipa din Tiraspol și o să obținem noi mult, mult meritată victorie în fața acestor băieți care, într-adevăr, după jocul care îl văd, eu l-am văzut, evident că sunt destul de puternici. Așteptăm începutul a
eventuale reprize. Să vedem, eu sunt sigur că basketbaliștii de la Sângerei își vor reveni și vor, pentru că această diferență de 6 puncte care există acum nu este mare. Am precizăm că pe parcursul primei reprize chiar au reușit să egaleze și au toate șansele să se avantaj și să câștige acest meci. Da. Foarte important pentru noi, de fapt. Olin! Olin! La sfârșitul acestei meci au rămas ceva mai mult de 6 minute. Egal, 63-63. În a doua repriză, echipa din Sângerei s-a înviorat un pic, a luat inițiativa, chiar a fost în avantaj. Sperăm că până la sfârșitul acestei reprize toate lucrurile se vor... O aruncare din afara zonei de 3 puncte și echipa Olimp iese în frunte 66-65. Până la sfârșitul meciului am rămas 6 minute. Sângerei acum este în atac. Sperăm să marcheze acest gol pentru a mări avantajul de 69-67. Exact. A fost marcat încă două puncte avantaj. 71-67. Echipa Olimp este aproape de a obține Cupa Republicii la basket. Cu 5 minute până la sfârșitul acestui meci, scorul este de 69-65. Echipa din Sângerei este în avantaj. Mai sunt 5 minute și 19 secunde. Echipa din Tiraspol este acum în atac, să vedem cum se va termina acest atac al lor. Coș Tiraspol, 69-67, echipa din Sângerei este în avantaj. 73-67, cu 3 minute înainte de sfârșitul acestui meci, echipa Olimp din Sângerei este în avantaj. 73-67, 2 minute și 51 de secunde până la sfârșitul meciului. Tiraspolenii sunt în atac, să vedem cum se va termina acest atac acum. Basketbaliștii din Sângerei au făcut foul. 73-67, echipa din Sângerei este în avantaj. Olimp! Minut până la sfârșitul acestui meci, scor 78-69, Sângerei este în frunte. Meciul s-a terminat, 88-78, echipa din Sângerei a obținut această victorie importantă și vorbesc acum cu un reprezentant al galeriei, care chiar mă uitam că la începutul meciului și galeria era cam olatică, nu? Da. Și poate că din cauza asta și în prima repriză basketbaliștii noștri au fost mai puțin concentrați. Una, a doua repriză și-au luat avantajul și revanșa și atât au găsit în ei puteri să birui acest meci foarte, foarte important pentru noi. Ce spuneți dumneavoastră, cum apreciați acest meci? Deci, acesta a fost un meci extraordinar. Nu m-am așteptat la așa o joacă. Basketboliștii din raionul Sângerei au arătat un, pot să spun așa deschis, un joc profesionist care mi-a plăcut foarte mult și în atac și în apărare. Într-adevăr, susținătorii, suporterii care au fost aici de la început erau pasivi și foarte mult joacă rolul și de susținere suporterilor, dar când s-au activat și suporterii, deci s-a activat și joaca în echipă. Suntem foarte bucuroși că echipa din Sângerei a câștigat această cupă a Moldovii la basket. Doresc ca mai departe să câștige și campionatul republican și să meargă mai înainte, să crească în performanță, să nu rămână la acest nivel. Asta este dorința. Păi asta o dorim cu toții, pentru că de fapt echipa din Sângerei este relativ tânără. De câțiva ani doar a început să joace în campionatul republicii și iată cea mai bună performanță a obținut-o. Deși eu vorbeam cu Sergiu acum un an și spuneau că obiectivele lor erau să fie prin primele 5 echipe. Iată că de fapt au obținut o performanță destul de importantă pentru ei și cred că le va da puteri pentru viitor ca să joace și mai bine și de ce nu se devină și campion ai Republicii. Noi cu toți sperăm la aceasta. Într-adevăr, este o echipă foarte tânără și ei s-au pus ținte înalte și vedem că țintele acestea ei încet, pas cu pas, încep să le atingă. Eu sper că anume câștigurile acestea care le vor arăta ei pentru raion, dar vor trage atenția și la conducătorii raionului.
antrenorului ca să-i poată ajuta pe ei ca să-și poată dezvolta baschetul chiar la noi în Sângerie și în raion și tinerii să aibă cu ce se ocupa. Apropo de ceea ce a spus dumneavoastră, pentru că ieri am asistat la o sărbătoare de toată frumusețea, au fost gala fotbalului din Sângerie și atunci președintele raionului a spus că în primăvară se preconizează construcția unei săli polivalente în Sângerie, da, unde va fi posibilitate să se facă și antrenamente de calitate și de ce nu să avem acolo și echipe titrate, să vină la Sângerie, să fie mai mulți spectatori și poate că în asemenea mod vom dezvolta acest gen de sport. Foarte important, pentru că baschetul este un gen de sport foarte, foarte frumos. Într-adevăr, am auzit și eu de acest plan ca să construiască o sală polivalentă la Sângerie. Este o intenție foarte bună, fiindcă eu cred că și la noi, chiar în Daion, sunt tineri care pot să înainteze în performanță, să devină niște, într-adevăr, niște sportivi profesioniști. Și eu cred că va fi un interes pentru mulți, și pentru copii, și pentru tine, și pentru mai în vârstă, ca să vină să asiste la meciuri frumoase, ca un meci ca astăzi, cum a fost. Da, și noi sperăm să le dorim băieților noștri succes în viitor și noi chiar sperăm și avem foarte multă încredere în ei. Suntem de acord cu dumneavoastră că ar avea nevoie de mai multă susținere și din partea conducerii raionului, dar poate cu această victorie se vor găsi și susținători din partea agențelor economici, pentru că, într-adevăr, o echipă, dacă este susținută, are mai mult curaj și mai multă insistență spre victorie. Poate se vor găsi și agenții economici și oameni care să susțină sportul prin toate metodele, cu ce pot ei, ca să ajungem la performanțe mai mari. Da, eu cred că dacă echipa își va da interes și vor arăta rezultate bune, eu cred că și acei oameni care pot să-i susțină financiar ca să-i poată ajuta în creșterea lor și în performanța lor, se vor găsi acești oameni. Că sunt oameni care iubesc sportul, sunt oameni care iubesc să susțină acest tip de sport și, într-adevăr, basketbolul este un joc foarte frumos. Da, mulțumesc pentru acest interviu. Уважаемые друзья, коллеги, хочу поздравить вас с интересным финалом. Была очень интересная эмоциональная игра. Думаю, что на протяжении всего чемпионата премьер-лиги будет еще много интересных игр. Доставили удовольствие своей игрой болельщикам, порадовали всех нас. И еще раз поздравляю всех вас. Удачи вам, успехов и всего самого хорошего. Спасибо. Идите в доме 30 000. Баскет-клуб «Олимп Сингерей». Кирсёга Сергей, Гудку Николай, Жигня Евгений, Легошин Владислав, Лесник Александр, Флешка Денис, Рожка Дурин, Шацкий Андрей. Браво. Счурик Дурин. Секреру Серджу. Степану Степан. Топалов Иван. Дурчок Георгий. Абаза Юджин. Чемпион антренор экипи Панару Сергей. Sergiu Banaru, capitanul echipei de basket Olimp Sângerei. Sergiu, felicitările mele cu obținerea acestui important trofeu pentru voi. Vorbeam cu băieții din galerie care au fost azi deosebit de activi. Sper că v-au ajutat în acest meci și spuneau că, deși este o echipă, sunteți o echipă relativ tânără. Oricum, v-ați atins obiectivele și ați obținut acest important trofeu. Meciul a fost destul de dificil, după cum am văzut eu, pentru că echipele din Tiraspol, toate
rezultate sunt puternice și totuși v-ați impus și ați câștigat. Ce spui despre acest meci și care sunt obiectivele mai departe pentru voi? În primul rând vreau să spun bună ziua radioascultătorilor. Doresc să mulțumesc galeriei care au fost foarte activi. Le mulțumim, ne-au susținut pe parcursul întregului meci. Poate datorită la asta și-am câștigat, că am avut un curaj. De la început a fost o pornire slabă, pierdem 11 puncte, apoi am recuperat și ne bucurăm până la urmă am ajuns la așa un rezultat bun. Cu privire la obiectivele pe care ne le-am pus noi pentru prima parte a campionatului din sezonul 2013-2014, le-am îndeplinit 100%. Primul obiectiv a fost terminarea primei runde a campionatului pe primul loc în grupă, ceea ce l-am obținut cu maxim de puncte, fără nicio pierdere. Și a doilea obiectiv a fost calificarea în finală și însăși câștigarea Cupei Republicii Moldova Premier League la basket. Au fost două obiective îndeplinite de echipă și sunt foarte mulțumit de băieți. Vorbeam și cu mai mulți amatori ai basketului și susținătorii voștri. Ieri a fost la Sângerei o sărbătoare mare sportivă. A fost gala fotbalului sângereian, gala fotbalului din Sângerei. A fost prezentă și conducerea raionului și spuneau despre intențiile lor de a construi aici la Sângerei, la noi la Sângerei, o sală polivalentă pentru a vă face și vouă mai ușoare și antrenamentele, dar și posibilitățile de a întâlni acolo echipe mai mari, de a vă dezvolta în continuare. Ce zici tu, care sunt acum condițiile voastre de antrenamente? Pentru că știam că chiar la începutul acestui sezon basketbalistic ați avut niște probleme acolo cu selele, sportivi de sport și în genere. Cred că merită orașul Sângerei să dispună de o sală de sport polivalentă unde să vă puteți antrena în voie și să aveți toate condițiile. Ideea legată de sala polivalentă este foarte binevenită la momentul de față, pentru că școala sportivă nu are o sală unde se poate să dezvolte sportul în orășelul nostru, în raionul nostru. Nici o echipă, nici de basket, nici de handball, chiar nici fotbal de sală, nici volei nu există în Sângerei, pentru simplu motiv că nu există o sală polivalentă. Asta e părerea mea. Ce ține de antrenamentele noastre, până la anul nou, acum am avut sala liberă pentru antrenamente, n-am avut probleme. După anul nou rămâne să rezolvăm unele întrebări ce ține de antrenamente. Și încă ceva, eu sper că după această victorie, după obținerea cupei, se vor găsi și în Sângerei și agenți economici și oameni care iubesc sportul și acest gen de sport extrem de frumos, să vă susțină în continuare. Ce părere aveți voi și care este de fapt situația la moment în privința susținerii echipei? În privința susținerii echipei vreau să mulțumesc mult Consiliul Raional care ne susține 100% la momentul de față, pe cât este posibil. Cu privire la agenții economici, cu părere de rău, la noi în oraș sunt foarte puțini agenți economici care sunt dispuși să ne ajute. Ne-au ajutat și anul trecut și anul ăsta, dar sunt foarte puțini care sunt dispuși să ne ajute. Cu părere de rău. Păi eu și spuneam că la asemenea competiții, să zicem cum a fost Cupa Moldovei la basket, agenții economici ar putea să investească în voi și voi să-i reclamați, pentru că asta este o posibilitate și pentru ei. Este o oportunitate să facă și ei cunoscuți prin intermediul vostru la meciuri de asemenea anvergură. Poate că este nevoie de mai multă insistență și din partea voastră și mai multă atenție din partea lor și lucrurile vor intra în făgașul lor normal. Sper că după rezultatul pe care l-am avut astăzi, pentru că am întâlnit o echipă într-adevăr foarte puternică, e o echipă care este pe primul loc în grupa de sud, sper că după rezultatul ăsta să atragă atenția la noi, măcar cât de cât agenții economici și din oricare puncte de vedere să ne poată ajuta cel puțin cât de cât financiar. Eu făceam și eu analiză așa despre activitatea Ligii Republicane de Basket. Știm că și ei sunt, de fapt nici nu poți compara cu celelalte ligi de alte genuri de sport, nici nu mai putem compara cu Federația Moldovenească de Fotbal sau Federațiile de Lupte. Chiar trebuie să facă Federația de Basket pentru ca acest gen de sport să se dezvolte mai bine în provincie, mai ales în sate, acolo unde sunt copii talentați și care vor și care pot să facă sport. În primul rând, în școlile sportive foarte mult cu ceea ce ține de sportul pe care îl practicăm la momentul de față, adică basketul, foarte puțin dispun școlile sportive de inventar. La momentul de față nu avem chiar în orășelul nostru, nu e o sală dotată măcar cât de cât cu toate lucrurile necesare pentru a primi o joacă acasă, chiar elementarii, panourile de joacă, panourile de scor. Adică din punctul ăsta de vedere,
încă federația nu ne poate ajuta, cu părere de rău. Eu mă gândeam că chiar și campionatele și competițiile și chiar acest meci pentru cupă nu prea a fost propagat. Au văzut aici și puțin spectatori, o să vedem ce o să facă mass media, de fapt, zilele astea, cum vor propaga acest meci. Totuși, din partea federației, pare mi se că este nevoie de mai multă insistență, să lucreze mai mult și cu echipele care sunt și chiar de ce nu să-i susțină. Nu știu care este susținerea din partea federației. Federația de basket foarte, din punctul ăsta de vedere, foarte puțin ne susține, pentru că la momentul de față financiar nici ei nu prea au mulți agenți economici care să-i ajute. Federația Internațională de Basket la momentul de față tot cam puțin atrag atenția la federațiile puțin dezvoltate, în țările puțin dezvoltate, pentru că chiar la noi în țară nu există o ligă profesionistă de basket și asta e și principalul motiv pentru care ei nu pun accent pentru dezvoltare și nici federația pe noi la momentul de față nu ne poate ajuta cu lucrurile astea. Noi sperăm că cu timpul le va pune pe toate la loc, dar cea mai mare speranță noastră este construcția acestei săli polivalente în Sângerei și cu construcția ei credem că toate genurile de sport și în special basketbolul va cunoaște o nouă dezvoltare și vor veni acolo să joace cât mai mulți băieți și de acolo veți avea de unde selecta mai buni jucători. Sperăm și noi, pentru că fiecare echipă dorește să aibă o promovare de la an la an tot mai bună. E clar că scopul nostru este promovarea în divizia națională, dar motivul principal este sala de care noi nu dispunem, o sală standard în care noi să putem primi jocurile acasă. Eu încă o dată din partea tuturor ascultătorilor postului nostru de Radio Plus FM Sângerei vă felicităm cu această importantă victorie. Cred că această biruință asupra echipei din Tiraspol vă vor da mai multe forțe, mai mult optimism și să vă vedem chiar că accedeți în cea mai înaltă grupă a basketului moldovenesc și să, de ce nu, să deveniți campioni. Sperăm! Pentru Radio Plus FM, Ștefan Soltan. FM Ștefan Soltan.